Mâna este principalul organ al manipulării și, deoarece ne aflăm încă în perioadă pandemică, suntem rugați să ne dezinfectăm cât mai des mâinile sau mâinele. Capcana lexicală și gramaticală de astăzi este cum scriem și cum pronunțăm corect mâinile sau mâinele. Mâinile. 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 Eu cu mâinile mele am făcut reparații. Eu sunt cu mâinile dezlegate. Mâinile. Eu am mâinile curate. Mâinile sunt curate. Mâinile. Mâinile. Eu în fiecare lecție spăl mâinile. Mâinile mele sunt ocupate. Mâinile. 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 Mâinile mele sunt mari. Este nevoie de spălat mâinile înainte de masă. Mâinile. Mâinile. Mi spăl mâinile cu săpun. Mâinile mele sunt curate. Mâinile. Mâinile. Eu îmi spăl mâinile în fiecare dimineață. Mâinile. Mâinile. Mi-am spălat mâinile. Eu lucrez cu mâinile. Mâinile. Mă duc să-mi spăl mâinile. Corect se scrie și se pronunță mâinile și asta pentru că la plural, forma inițială, substantivul se termină în i, o mână, două mâini. I final se va păstra în toate derivatele acestui cuvânt. De exemplu, mâinile mele sunt curate. Spălându-ne mâinile cu săpun, îndepărtăm diferiți agenți patogeni. Igiena mâinilor trebuie să devină pentru fiecare dintre noi o deprindere esențială. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura dacă nu v-ați spălat mâinile. Specialiștii în sănătate publică recomandă spălatul pe mâini după utilizarea toaletei, înainte de mâncare, înainte de a găti, când intrăm în casă, după utilizarea transportului în comun, după ce ne-am jucat cu animalele de companie, după vizitarea unui bolnav, înainte de scoaterea sau introducerea lentilelor de contact, după ce tușim sau strănutăm, după utilizarea tastaturii, altor dispozitive și accesorii electronice, dar și ori de câte ori avem mâinile murdare.